Un job e foarte important pentru că el te recrează. El e cel pe care, odată ales, ai șansa de a-l duce până pe culmi o singură dată în viață. Alții probabil trăiesc din job în job, din relații în relații și așa mai departe. Eu sunt fidel la aceste meserii și probabil o să o fac toată viața. E o altă șansă. Salutare, bună ziua, ce mai faceți? Numele meu este Vasile Calofir și aș zice că sunt deja actor din vechime, de prin 2002, clasa profesor de Mărădulescu. Iată, ne ajungi cumva față în față, dacă spunem așa, dacă putem spune așa, pentru că voi înțelegeți oricum mai bine termenul ăsta de online. Eu încerc să mă adaptez lui. Bine, nici nu încerc să-l studiez, dar din motivele arhi cunoscute, suntem aproape nevoiți să interacționăm totuși, pentru că nu se poate altfel. A fost lansată o nouă provocare a Bookland România și le mulțumesc încă o dată. Bine, ne tot mulțumim așa de vreo 9 ani de când a început relația noastră de prietenie și cred că acum deja am trece prin minte cum se ramifică mica mea poveste, ceea ce voi intui eu ca mesaj pentru această interacțiune și cum se duce așa pe tot felul de canale spre voi. Tipul de mesaj care mă interesează, sunt sigur că va ajunge la voi și n-am reușit până la urmă să evităm totuși interacțiunea, chiar dacă se face prin online. Trăim acest moment, îl trăim fulminant și mă bucur din nou că, iată, avem această posibilitate. Totul este comunicare. Totul vine peste noi și suntem cel mai des nevoiți să reacționăm. Iată-mă și pe mine în fața voastră, natural, 100%, în comportament, în atitudine, pentru că până la urmă așa am ales, intrând în această meserie, să mă și comport. E foarte important pentru mine. Așa că îmi pot așeza părul, pot respira, am trecut de momentul micilor emoții, pentru că în orice speech, în orice comunicare, primele 2-3 minute sunt aproape esențiale, știi? Adică e primul prag de care trebuie să treci. Cam acolo se instalează cel mai bine emoțiile și tocmai peste asta trebuie să lucrezi într-un fel și să ieși. Și mai cred că am ales să fac o meserie nobilă pe care o respect foarte tare, și anume meseria de actor. Mă simt foarte bine. A devenit aproape un stil de viață, un mod prin care poți vedea lucrurile un pic altfel. Cel mai greu lucru pe pământ, și mi se pare că asta trece pe locul 1 înaintea fricii de moarte, este teama de ridicol, de penibil, de vorbit un public cumva. Și bineînțeles că e genul de temă despre care putem vorbi însă foarte, foarte mult. Să știți că ne-am gândit și m-am gândit și mulțumesc mai ales celor care au și creat acest moment, să-l introduc în scenă, uitați-l aici, ăsta e gestul nostru, pe Junior, care e alături de mine și care, uite, și-a luat niște cărți și e cool, mie mi se pare că e foarte cool. Și el oarecum vă reprezintă, e, observați acum, nu știu acum, dacă desfaceți așa un pic imaginea, o să vă dați seama că el e pe bune, e 3D. Și arată wow. E cam singurul din România la momentul ăsta. Și iată, pentru că anunțam mai devreme că putem interacționa, să știți că sunt foarte pregătit deja pentru prima întrebare. O aștept. În mintea mea e un lucru foarte clar. Eu doar asta am ales și asta fac și acum și cred că asta voi face toată viața. Pentru că nu poți alege actoria pentru că ai vrut să te faci cu totul și cu totul altceva și asta era ultima variantă și nu aveai altă variantă. Nu? E chestie de vocație, ține de tine, de forul tău interior, acel lucru pe care noi îl numim, că nu s-a găsit altceva, chemare. Băi, a avut chemarea în el, a venit către puternic, către treaba asta și nu te mai poți abate. Mai ales că mie mi s-a întâmplat să dau de vreo 4 ori la facultatea asta, să dau admitere. Bine, am prins și o perioadă când se intra foarte greu, dar iată, nu m-am împiedicat absolut, absolut nimic să fac ceea ce mi-am dorit. Ceea ce vă recomand și vouă, dacă apare gândul, dacă nu vă mai dă pace, dacă ați găsit o anumită direcție și mai ales începeți să o și studiați și mai ales, iată, veniți, să zicem că în jurul acestor comunicări și
rezonați cu ceea ce încercăm noi să lansăm către voi, atunci înseamnă că apar deja primele semnale pentru cine veți fi. Și nu vă abateți, nu renunțați, lăsați-vă în visare, în visurile voastre, adânciți-le și căutați în ele ca într-un, ca într-un pod de ăsta, de casă părăsită, cum eu, de altfel, am o fascinație cu chestia asta. Le-aș explora așa pe toate, pentru că acolo se găsesc lucruri. Bine, voi trebuie să vă imaginați ca o cameră a misterelor. Abia acum vi se deschide perspectiva vieții și mă refer în general la cea profesională, pentru că gândul nostru cel mai prezent despre asta, începând din școala așa de pe la liceu, cam asta ne bântuie. Și începem să ne punem întrebări. Bine, cine e predispus să-și pună întrebări, cine nu? Să știți că există o groază de variante în care, și modalități în care poți opta să trăiești. Dar un job e important, și acum încerc să închid ideea, un job e foarte important pentru că el te recrează. El e cel pe care, odată ales, ai șansa de a-l duce până pe culmi o singură dată în viață. Alții probabil trăiesc din job în job, din relații în relații și așa mai departe. Eu sunt fidel la aceste meserii și probabil o să o fac toată viața. E o altă șansă. E deja prea mult timp de când eu nu mai sunt adolescent, prea adolescent. Însă pe mine mă impactează foarte tare ideea școlii online. Pentru că probabil ca și în teatru ai nevoie de emoție, de glumițele, de interacțiune, de nu știu, ca lucrurile se întâmple cumva în timp real, știi, și la o anumită apropiere, pentru că acolo se creează o anumită sinergie, o empatie, o prietenie, o ceva întotdeauna în cadrul școlii pe care eu am făcut-o, se întâmplă ca, nu știu, să se lege altceva decât ceea ce trăim noi astăzi. Online pot să-l înțeleg într-o anumită măsură, dar asta înseamnă că, nu știu, să ajungem să fim așa, parcă, nu știu, acum fugem, imaginația aleargă puternic așa pe câmp și mă gândesc că la un moment dat, dacă vom împinge la infinit lucrurile astea în stilul ăsta, vom ajunge să fim puși așa într-un soi de bec, știi, și îl și vedem pe Vasile Calofir într-un bec și când se aprinde becul, a, uite, Vasile Calofir are ceva de spus acum, sau mai trăiește, sau mai reacționează, mai zice el ceva. Nu știu, exagerez acum, dar eu sper că se va reveni la normalitate, trăind doar aceste vremuri, cum arată ele, trebuie să le luăm ca atare, trebuie să învățăm ca generație ce înseamnă criză, pentru că eu, Vasile Calofir, am apucat de-a lungul timpului crize importante. Eram chiar pe la 16 ani la Revoluție, deci am trăit în comunism și înțeleg o groază de lucruri despre ce a însemnat acel regim. Și iată că, până la urmă, ca generație trebuie să trăiți un soi de criză. Eu zic că e o lecție de învățat, ce să mai... Am câteva imagini despre mine când încercam să mă ascund pentru a citi, pentru că simțisem, încă o dată spun, nu știu de unde, gustul acela de a mă conecta cu povești din alte lumi, că asta se întâmpla prin intermediul unei cărți. Asta descopereai foarte ușor. Un García Márquez, de exemplu, și te conecta cu el pe partea cealaltă a globului și asta mă fascina. Zic, sunt oameni care, ca și noi, trăiesc atâtea povești senzaționale. Mi-aduc aminte, terminasem Dragoste în vremea Holerei și eram năuc și nimeni nu înțelegeam. Simțeam o anumită teamă să povestesc asta mai departe, pentru că oamenii nu se conectau la lucrurile astea. La țară unde am trăit eu e important să muncești. Valoarea ta ca om este dată de faptul că tu muncești de dimineață până seara. Pentru că asta se întâmplă de dimineață până seara. O vedeam pe vremea aceea, se frecventau, existau biblioteci fizice, dacă pot spune așa, cu cărți în raft, ceea ce probabil în curând nu se... Bibliotecile vor deveni niște mici muzee. Asta se întâmpla în 68, în 73. E foarte interesant. Uite, asta ar putea să fie o idee și să fie cumva conservată. Și mă gândeam
că aveam inclusiv o emoție, o mare emoție, să doar să mă întâlnesc cu doamna bibliotecară, pentru că sigur mi-ar fi adresat niște întrebări, ce ai mai citit, ai terminat volumul, când aduci cartea cu tare și așa mai departe. Cam asta era interacțiunea. Bineînțeles că erau oameni care erau foarte bine conectați și ancorați într-un soi de spiritual pe care îi vânam și stăteam în preajma lor și le ascultam ideile și eram uneori fascinat și căutam în direcția aia și, cum să spun, am fost destul de deschis către o anumită informație. Și în general informația la vremea aceea o luam din cărți. Da, am citit, nu știu dacă am citit ce trebuie, nu știu dacă, dar nici nu contează. Cineva a spus la un moment dat, citește orice, nu mai citește. Chiar și Dan Rădulescu ne-a spus asta în facultate. Și spuneți, mâna, citiți istorie, citiți pe lângă, beletristică, nu e nicio problemă. Creierul are nevoie de antrenamentul ăsta. Cum corpul îl duci la sală, creierul trebuie dus la bibliotecă sau, dacă nu, i-a dus tu niște cărți acasă și îl antrenezi. Ești mare. Puștule, ce mare te-ai făcut! E o melodie de la Conectări care îmi place mie foarte tare. Dar poți fi și mai mare decât atât, pentru că o să crești. Pentru că lucrurile o să se întâmple în viața ta, și dacă îți dorești și dacă nu. Însă, cel mai important lucru pe care eu l-am descoperit e că va trebui să crezi foarte tare în tine și să descoperi în tine absolut tot. Pentru că vremea va trece, timpul va trece, iar să zicem că acum ai șansa timpului și a energiei pe care o ai. Însă, experiențele tale multiple te vor construi pe tine cel de mai târziu. Așa că vreau să ne întâlnim și mai târziu și oricând și să-mi povestești. Junior, îmi place gestul tău, te salut și eu și să știi că m-am pregătit cât am putut ca să intru în energia și în atitudinea ta. Vasile Calofir și Junior vă salută și vă așteaptă la Bookland, România. Haideți să comunicăm, să ne împrietenim și mai tare. Suntem aici și chiar ținem la voi. Împreună inspirăm tinerii din România.